Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați rățele în acțiune. Gata. Uite, s-a urcat și rățoiul rămoțat pe ea. Gata. A călcat-o. Ce am vrut să spun? Vreau să fac un concurs, cum am spus că îl vreți să-l fac. Vreau să dau 2 cocoșei pitici la acest concurs. Și hai să-i vedeți și voi care vreau să-i dau. O să vreau să-l dau pe... Ia uitați, pe acesta. Stați că nu se vede. O să-l prind și o să revin. Acesta este primul cocoșel care vreau să-l dau. Este sănătos, calcă și cântă. Ia uitați-l. Este metis de cochinchina. Deci, unu. Și pe al doilea este acesta. Al doilea este acesta. Nu se vede din cauza soarelui. Dar ia uitați-l, cântă, calcă și el. Ambii cântă și calcă. Pentru acest concurs va trebui să dați un like la clip, să dați o abonare și să scrieți participă în comentarii. Și acest concurs se va sfârși în momentul în care voi avea 480 de abonați. Acum, prima regulă este pentru că este greu cu transportul. Acum, dacă găsește câștigătorul, este ceva. Dacă nu, va trebui să vină după el. Ok, dragi prieteni, hai să mergem și la incubator. Am venit și la incubator să vă arăt. Au ieșit 2 din găinile mele de marans negru arămiu și 3 de australorp. Cum vedeți, majoritatea ouăle sunt ciocnite. Din păcate, va trebui să mă duc imediat până la magazin să iau un bec. Pentru că nu am becuri... de care se încălzească, am becuri doar care sunt care nu încălzesc, nu consumă curent și nu încălzesc și de asta va trebui să mă duc să cumpăr bechea. Uitați, după cum vedeți, sunt ciocnite majoritatea lor. Uitați și aici și acolo nu focusează, dar vedeți voi. 5 deocamdată au ieșit. Bun, dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac clipurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!